Conferința SOROT 2022 a strâns cei mai mulți specialiști din domeniul ortopediei și traumatologiei. Aceștia au avut ocazia să se revadă după pandemie și să-și împărtășească părerile, dar și experiențele personale. Abia am așteptat-o, această conferință a fost pauza dată de pandemie și am venit cu drag să-mi revăd colegii din celelalte centre. Nivelul științific este foarte ridicat și îmi place foarte mult tot ce se întâmplă în jurul meu, încă sunt entuziasmată. Abia aștept să particip la următoarele prelegeri, să văd ce noutăți au apărut în viața ortopedică internațională. Actualizări, noutăți, până la punct ultimele avansări în fiecare domeniu. Mai întâi colegii, important și asta, mai apar diverse prezentări de... Să știți, ortopedia este un domeniu foarte activ, foarte rapid dezvoltat și fiecare an aduce ceva nou. O experiență unică pentru noi. Așa mă refer la sistemul de înregistrare, de participare, de discuții, de diversitatea profesională. Conferința asta, de fapt, este foarte reușită. E la un standard foarte bun. Și pentru mine este o mare bucurie să particip.